Deci este important un examen al maturității, un bacalaureat, un examen de bacalaureat. Este important fiindcă tot ce înseamnă cunoștințe acumulate trebuie cumva să fie verificate. Ideal ar fi ca această verificare să se facă pe parcurs, cu atenție, cu răbdare, în timp și obiectiv. Din păcate, tehnic nefiind posibil, zic profesorii, se recurge la această soluție, o soluție care, ca și identificator, nu este perfectă, este perfectibilă, dar nu va ajunge niciodată perfectă, fiindcă dintr-un subiect la alegere aleatoriu nu este suficient să poți să-ți dai seama de capacitățile și de acumulările de cunoștințe la un elev, student. Mai este important fi ca antrenament, ca un training pentru ceea ce înseamnă viața de student viitoare, viața care va însemna foarte multe examene și foarte multe situații. Este un training al sistemului nervos vegetativ și de corelare cu cel central. Este un training prin care să maximizezi șansa ta. În viață sunt deseori situații în care trebuie să iei rapid o hotărâre, o măsură. Și un astfel de antrenament, respectiv o situație de nu neapărat de stres, dar este și stresul, dar este o situație în care trebuie să te valorifici maximal, este bine să fie antrenată această reacție, această valorificare maximală, care, de exemplu, nu este caracteristică mie. Eu, în ceea ce mă privește, nu sunt omul reacției imediate. Asta este biologia mea, mi-o recunosc, este perfectibilă, pot să învăț, pot să mă formez în sensul ăsta și recomand și altora să o facă, iar examenul, bacalaureatul, este pentru un copil esențial pentru această formare, este esențial pentru această educație, acest antrenament. Urmează examene, urmează o viață cu foarte multe decizii rapide de a fi luate și toate astea contează în viitorul copilului.